specială astăzi. Bun, nu știu cum ați petrecut voi Crăciunul. Am lăsat, cred că, două imagini înainte cu ceva reprezentativ pentru ceea ce am mâncat eu de Crăciun, deși nu sunt în niciun caz reprezentativă pentru ceea ce se mănâncă de obicei de Crăciun. Însă, anul acesta n-am avut poftă să-mi retransform sau să-mi adaptez la regimul meu vegetarian niciun fel de altă specialitate, gen n-am simțit nevoia să-mi fac o salată beau fără carne sau să-mi fac sarmale de post sau așa ceva, pur și simplu n-am avut chef de așa ceva. Am zis că vreau pur și simplu să mănânc liniștită ca să n-am niciun fel de indigestie sau de orice altceva și să mă pot, cred că panda screapțenă pe undeva, și doar să mă pot odihni. Asta a fost practic marea mea, dorință de Crăciun. Am văzut, am reușit să văd și eu noua variantă, adică noua variantă, continuarea filmului Sex and the City cu Just Like That. Și am avut o mare dezamăgire. Dar înainte de a trece să vă povestesc așa părerea mea despre această nouă serie care continuă celebrul Sex and the City, o să vă arăt un pic ce am cumpărat totuși de zilele acestea. M-am dus până la urmă în Mall Băneasa să-mi caut un portofel foarte pornită, să investesc o sumă considerabilă într-un portofel al unei mărci de firmă, al unei mărci mai un pic mai sus și am zis hai să merg. Da, bun. Și am plecat. Am intrat prima dată. Bine, m-am dus inițial la Bershka și Stradivarius pur și simplu ca să mai văd ce lucruri mai sunt pe acolo. Nu m-a atras absolut nimic. Nu înțeleg, au invadat acum magazinul aceste bluzițe scurte, așa, gen până aici. Da, se purtau astea la un moment dat, eram eu prin liceu când se purtau genul ăsta de bluzițe și se găseau foarte multe prin consignații pe vremea aceea aduse de la turci. În fin, nu le-am înțeles niciodată rostul. Atunci mi-am cumpărat, am avut vreo două, pentru că eram pur și simplu curioasă să văd ce poate să însemne așa mare minune. Bun, și am mers frumos în Mall Băneasa, după ce am intrat în Bershka și în Stradivarius, zic hai să merg un pic în Cloppenburg, pentru că acolo sunt o grămadă, bănuiesc că știți, magazinele de tip Peek and Cloppenburg sunt un fel de multi-brand și au, începând de la, au ei niște mărci proprii, până la Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Hugo Boss chiar, nu știu dacă data asta mai aveau Hugo Boss, în fine, Calvin Klein, Michael Kors, a lot of stuff. Așa, și am zis, ok, hai să merg acolo să-mi caut un portofel. Inclusiv Guess, care este una dintre mărcile mele, să zicem, cât de cât preferate, cum era acum câțiva ani, și am fost extrem de dezamăgită. Toate portofelele, în general, făcute pe formatul acela cu fermoar, mie nu-mi plac acel fermoar așa, care aveam ceva gen folded, care se îndoaie și care are o capsă sau chiar n-are nimic. M-am uitat inclusiv la modele de bărbați, special la Tommy Hilfiger, am zis ok, poate găsesc acolo ceva mai simplu. Mai simplu, dar nepractice. La femei, cel puțin, chiar mi se pare, dată oferta pe care am văzut acolo, dar și la bărbați, ce să mai zic, mi se pare un fel de jignirea inteligenței cumpărătorului din ziua de astăzi. Dacă acum 10-15 ani mai puteai să păcălești cumpărătorul snob de toate aceste branduri care sunt nu știu cum și costă mult peste, să zicem, brandurile acestea de fast fashion, să spun așa, hai să zic că mai mergea cu 10-15 ani. Acum deja mi se pare penibil să ceri pe un portofel și prost finisat, pentru că la un moment dat am luat în mână, era ceva de la Karl Lagerfeld, nu știu ce, și ața era deja, ieșea din cusătură și am zis dacă acum când el este aici nou în magazin se prezintă așa, păi după ce o să-l port o lună cum o să arate, ca un coș de gunoi. Cele de la Guess foarte prost croite, materiale așa, Tommy Hilfiger, găsisem până la urmă
un portofel Ralph Lauren, care era și cel mai scump cam de tot ce văzusem acolo, dintr-o imitație de piele, în fine. Ideea este că deja de pe, scria așa discret, erau acele litere R și L undeva, sărise deja culoarea, care era așa și se vedea plasticul pe dedesubt. Nu, astea era vorba că era din plastic. Foarte bine că era din plastic, nu am asta o problemă. Dar, repet, dacă lucrul ăsta se întâmplă atunci când un produs, un portofel, în caz de față, care costa peste 100 de euro, așa se întâmplă cu el în magazin, când o să-l pun în geantă și o să-l port o lună, două, cum va mai arăta? Deci nu am fost absolut deloc. Alea de la Michael Kors erau pur și simplu hidoase, cu acel M și cu capa crăcănat, așa mari sau tot felul. Nu, nu, chiar stăteam și mă uitam și zic, Doamne, ce sunt astea? Adică cine le cumpără până la urmă? Și am fost foarte, foarte dezamăgită și aproape că luasem gândul. În fine, am intrat până la urmă la Parfois și mi-am luat de acolo un portofel. O să le arăt imediat că am uitat să-l aduc. Asta este portofelul pe care l-am cumpărat de la Parfois, un brand la care nu am apelat eu foarte des până acum. Am intrat întâmplător. Deci ceva de genul ăsta voiam, care să se îndoaie și așa, să-mi pun toate cardurile înăuntru, permisul și cam asta. Deci vreau ceva simplu și ăsta, na, el măcar e colorat, dar n-are briz-brizuri, nu ai nu știu câte inscripționări cu metal și cu așa. Într-adevăr, colorat, dar e colorat din materialul lui. Și ăsta a fost în jur de până într-o 100 de lei, nu știu, 80-90 de lei. Îi mai erau niște reduceri pe acolo. Da, asta e sacoșa. Mi-a plăcut foarte mult un rucsac, pentru că eu port rucsac în loc de poșetă. Mi-am luat așa ceva pentru că era, ziceți, era și culoarea asta khaki, material textil și de asta pe care fuge apa. Nu prea îmi plac brizurile astea de pe aici, cred că am să le desfac. Da, cred că se pot lua, da, se pot lua de aici. Nu mă reprezintă foarte mult, dar el așa e drăguț. Știu că am lăsat acolo, deci pe portofel, portofelul a fost 70 de lei și ghiozdanul a fost 130 de lei. Da? Și, bine, nu pot să zic că sunt fix lucrurile care mi-au plăcut cel mai mult, adică ăsta nu e cel mai fericit model de portofel pe care mi l-am dorit, dar măcar a fost singurul purtabil, suportabil, să zic așa, pentru că nu, oricum n-am avut chef să filmez, să scot telefonul, să filmez un pic în Kloppenburg, nici nu cred că e voie să se filmeze acolo, că la cât de obsedat sunt de ce au ei acolo, nu m-aș hazarda. Ce am mai intrat? Am mai intrat așa, am intrat în Sephora, unde chiar, nu știu, a început să mă calce puternic pe nervi atmosfera din Sephora, cauzată de agenții de pază. Nu știu dacă mă urmărește cineva de la Sephora sau dacă este pe aici cineva din stafful de operațional de la Sephora. Oameni buni, înțeleg că aveți furturi din magazin, înțeleg că am lucrat în retail și știu ce înseamnă. Dar este absolut stresant să intri în magazin și doi pași, efectiv, un metru jumătate în urma mea, în continuu, acel om se plimba după mine și se uita la mine de parcă aș fi vrut să fur tot magazinul. Și nu eram îmbrăcată nici ca o boschetară, nu eram îmbrăcată, ca am zis, că hoții se îmbracă totuși mai bine așa ca să poată să fure. Nu aveam, adică se vedea, nu știu ce semnalment putea să îi dea persoane respective. M-a stresat, nu mi-a plăcut absolut deloc. Deci nu mă puteam apropia de să mă uit la un produs sau la un preț. Imediat îl simțeam în ceafa mea și întorceam. Asta era acolo, la un metru. Adică, scuză-mă, chiar mi se pare că am față de infractoare și nu mi-a plăcut. De-aia am stat. M-am uitat la două, trei chestii. Am vrut să mă uit la chestiile de la Pixi, ce mai am pe la Pixi și mai era ceva, un brand de skincare, și chiar intenționam să mai iau geluri de la dezinfectante de mâini, pentru că sunt alea de la firma Handy, care îmi plac foarte mult și de obicei le cumpăr la Sephora. Dar m-a enervat atât de mult așa, încât n-am știut cum să ies mai repede. Și ce voiam foarte mult, voiam să-mi cumpăr de la Chanel, și am intrat la Chanel, este ultima cumpărătură pe care o mai fac la Chanel,
că, cum am anunțat că la anul... De fapt, asta cred că a fost ultima cumpărătură de toate. Mai de acum s-a rupt firul. Mi-am luat creionul de sprâncene. Eu m-am dus după Blond Sandreu, acela clasic. Nu mai există. Că l-întrebați și pe Steven de la Place Vendôme și nici la el nu mai e. În schimb, mi-am luat varianta de stilos Ursi. 806. Asta o să vi-l arăt. Nu, așa e. Asta este și este oarecum, bine, asta este periuța, adică aș vrea să focalizeze, să o vedeți. Da, întotdeauna produsele lor de sprâncene mi-au plăcut întotdeauna foarte mult, îmi plac mai mult decât cele de la Anastasia. Da, și asta e sub formă de stilou ușor teșit, după cum îl vedeți. Și eu voiam un blond spre gri. Da, nu voiam, uite așa fac eu miros produsele. Și mi l-a încercat cu testerul culoarea și da, e mult mai potrivit decât blondul acela clasic care a rămas acum. Și dacă tot eram în magazin, tot voiam eu de mult să mai iau un body spray și ăsta oarecum, zicem, gata să fie ultimul fel de oprirea cumpărăturilor așa și mi-am luat. Și mi-a luat Chanel numero 5 Low All Over Spray, pentru că cu asta puteți să vă dați și pe față, era să zic. Dacă suportați pe față, dați-vă și pe față. Și pe păr absolut peste tot. Ai zis că o să-l desigilez aici în fața voastră. Are un, este tot țiplat. Da. Și m-am mai uitat la ce aveau în magazin. Aveau astea, cum se cheamă, noutățile... Ziceți, de la Chanel numero 5, adică noutățile, parfumul Chanel numero 5 cu ambalajul nou, ăsta cum se cheamă, aniversar, este mat ăsta. Mă, de ce parcă e prăfos așa? Și vă puteți da... și pe păr și cum vreți voi. Este o variantă un pic mai citrică a lui Chanel numero 5, Chanel numero 5 L. Da, iar oricum toate body spray-urile de la Chanel sunt extrem persistente și au o putere practic ca și cum te dea cu un parfum. Iar în magazin am cerut să mi se aplice pe mână, aici Beige de Chanel și aici Bois de Zil. În două parfumuri din seria lor Les Exclusiv, care îmi place foarte mult, nu știu când voi cumpăra și ceva de genul ăsta. Și cumpărăturile mele au însumat, vine așa frumos bonul de casă, ți-l dă într-un așa, mai exact 517 lei am cheltuit, iar pentru această sumă, absolut tot ce am primit ca și giveaway este chestia asta, care ni de zis drăguță. Este miniatura lui Chanel numero 5 în acest nou format, care e acum, așa că o să-l vi-l desfac, să-l vedeți. Vedeți cât e de micuță. Ai, e lipit aici. E lipit asta, să văd. Da, nu prea pot să... A, nu e lipită, nu e lipită. Atât de mică este. Îmi spune dacă reușește să focalizeze. Da, atât de mică. Eu nu știu exact câți mililitri sunt. Stai, vedem că scrie aici. Pam, pam, Chanel. 1,5 mililitri are din numero 5 L'O. Deci mi-a dat tot L'O. Da, e un cadou frumos, însă... Sinceră să fiu, la cumpărături de 100 de euro m-aș fi așteptat la altă experiență și cu asta, nu știu, cred că mi s-a cam închis plăcerea de a mai cumpăra din așa zisele magazine de lux din România. Și îmi pare rău pentru că la Paris aș fi vrut să-mi cumpăr ceva de la Chanel și am zis, lasă-mă, zic că mă duc și cumpăr, că sunt același preț, eu zic, lasă-mă mai cumpăr din România, să mai susțin și acolo, să așa, dar nu,
mi s-a luat, ca să spun. Și ce îmi pare foarte rău este că, ce remarc este că dacă la buticul Chanel din Paris, cutia, panguța este mult mai frumos pregătită, cu hârtie de aia de mătase, cu... și nu, nici nu se pune problema la 100 de euro să primești un singur, o singură chestiuță. Te întreabă dacă vrei să fie împachetată frumos, dacă vrei să duci cadou. Aici pur și simplu mi-a pus astea în pungă, mi-a pus bonul și mi-a pus această mostră. Și apoi am întrebat eu așa, m-am întrebat așa cam ce alte mostre sunt. Da, zice, v-am pus cea de Chanel numerosan, că asta e în promoție acum. Zic, ok. Și atât. Adică mi s-a părut, nu știu, pentru un butic de lux și pentru experiența pe care crezi că o poți trăi într-un asemenea magazin, e mult sub așteptări. Da, nu știu ce să zic. Au mai fost situații când am mai cumpărat de la butic Chanel și să zicem că a fost ceva mai ok. Dar, adică am fost măcar întrebată, ați dori și un eșantion de cremă și de nu știu ce, acum nimic. Pur și simplu mi s-a pus în sacoș, mi s-a trântit această miniatură de Chanel numerosan, care oricum era, am înțeles, în protocolul lunii decembrie și atât. Și mi s-a luat. Adică m-am lămurit. Bine, și cu Franța v-am zis că un pic am fost dezamăgită cu magazinul Guerlain și tocmai de aia cred că de acum 100% din cumpărăturile mele din zona asta de high-end cosmetics, parfumuri și make-up și ce o să mai fie, se vor direcționa frumos la Haute Parfumerie Place Vendôme din Belgia, pentru că e altceva. Cum vin produsele alea ambalate, cum îmi explică Steven care sunt noutățile, diferențele, GVP-urile, cum sunt selectate și adăugate, e cu totul altă experiență. Da, nu știu exact care sunt considerentele lor. Nu vorbesc neapărat de echipa din România sau, Doamne ferește, de vânzătoarele din magazin, ele nu au nicio vină, pentru că dacă ele n-au mijloacele, cu ce să facă? Adică la magazinele Chanel din afară îți spune, aici există acea camelia din floarea specifică Chanel, care fie din hârtie, fie din mătase, fie din material, din material textil, care se aplică aici. Adică există ceva, știi? Hârtia aia de mătase cu semnele Chanel? Nada. Deci... Da. Legat de acum, tu știi că tot vorbim de așteptări împlinite și neîmplinite, să vă povestesc un pic despre Just Like That. Am văzut toate episoadele care sunt acum pe HBO Go, că mi-am luat aplicația ca să pot să văd toate episoadele odată. În primul rând, felul în care a fost scoasă Samantha din ecuație mi se pare de foarte prost gust. Ok, că am înțeles că actrița Kim Cattrall nu a mai dorit să continue colaborarea, foarte bine, nu, la urmă fiecare alege ce vrea să facă mai departe. Dar nu mi-a plăcut forma în care s-a prezentat chestia, ceva de genul că s-a mutat la Londra și că în momentul în care cartea mea nu s-a mai vândut, spunea Carrie, nu a mai avut, sau ceva de genul că pentru Samantha tot ce conta era dacă îi asigurai încasări sau nu, și ceea ce este complet neadevărat. Și dacă Carrie, dacă v-ați uitat, adică sigur v-ați uitat la serial înainte, cărora v-a plăcut acest film, știți foarte bine că Samantha întotdeauna a fost alături lui Carrie în tot felul de situații și în niciun caz nu a fost vorba de chestii materiale. Da, adică mi s-a părut chiar din partea celor care au realizat filmul o chestie foarte de prost gust. Se presupune că, na, oamenii au îmbătrânit odată cu acest film, și actorii, și acțiunea, și totul, și personajele în sine. Și atunci te aștepți la o abordare un pic mai matură. Asta mi s-a părut ca o chestie de aia de grădiniță, știi? Nu mai suntem în aceeași clasă, nu mai suntem prietene, ceva de genul ăsta. Asta mi s-a părut din start așa. Puteau să spună altfel. Samantha a început, se putea gândi scenariul altfel. Samantha așa a început o nouă carieră la Londra.
trece printr-o transformare, nu știu, ceva de genul ăsta, știi, dar nu să o poziționez așa, mai ales că Samantha niciodată nu a fost, chiar dacă ea era, să zicem, obraznica grupului, să spun așa, era totuși foarte directă și te puteai și baza pe ea. O altă chestie care m-a dezamăgit a fost completa emasculare a lui Big, soțul lui Carrie. Adică cum era acest personaj masculin în acest film, un fel de mascul alfa pe care Carrie în fine care Carrie a avut o relație de asta foarte zbuciumată, cu ups and downs, cu căsătoria care nu s-a întâmplat atunci, căsătoria care s-a întâmplat după, diversele relații pe care ei le-au avut până s-au căsătorit, stilul lui de viață și mai departe, adică era în același timp un bad boy, dar un corporatist, un om de afaceri serios și solid, în același timp și un tip cu o abordare a femeilor așa destul de dură și care punea niște standarde și dintr-o dată este un moșulică care cântă în bucătărie și se masturbează la cerere. Adică, mie chestia asta mi s-a părut, gen, am scos-o pe Samantha din serial și am pierdut astfel, știi, sarea și piperul din serial și încercăm să spargem chestia asta de sexualitate pe toate celelalte personaje, dar o facem varză. Deci mie asta nu mi-a plăcut absolut deloc. Adică Big pur și simplu a fost călcat în picioare. Chiar dacă Big ca și personaj până la urmă a fost omorât și scos din serial, mi s-a părut că a fost killerit și stricat înainte să se întâmple incidentul respectiv. Adică el face un atac de cord și îl găsește Carrie căzut efectiv în baie și mai petrece câteva secunde practic cu el în viață și ăla este ultimul lor moment. Mi s-a părut la fel, o alegere de scenariu extrem de proastă, felul în care s-a pregătit ieșirea lui din film. Adică el a ieșit ca un moșuleț handicapat care avea și probleme la căpuț, nici nu prea mai era bărbat, hai să-l omorâm. Practic mi se pare o emasculare completă a acestui film. Eu am înțeles care este tendința asta de acum cu fluidizarea asta sexuală, să apară și gay, să apară și trans, să apară și atarea. Băi, fraților, acest film, până la urmă, a fost gândit pe o anumită schematică, pe relații hetero, pe farmecul relațiilor hetero, nu avem nimic, cum în film sunt prezenți acești prieteni gay ai lui Carrie în mod special, dar și a celorlalte fete, că reținem în filmul cu plecarea în Abu Dhabi, avem nunta gay care este perfectă și este super integrată în tot peisajul filmului, dar deja în chestia asta nouă, Just Like That, cred, mi se pare și o jignire adusă comunității LGBT, care este ca un fel de maimuțăreala serialului. Adică nu mai avem pe Samantha, nu mai avem Intică, ne batem joc de voi. Fix asta mi se pare. Adică ei sunt puși mereu scoși în față și scoși cu chestiile foarte juicy, foarte picante și foarte doar de show. Deci mie mi se pare chiar și o jignire a acestei comunități, ceea ce se face acolo. Acel podcast la care merge Carrie și se vorbesc aia între ei de parcă sunt niște adolescenți de 15 ani în spatele blocului care au descoperit pentru prima dată diverse chestii legate de viața sexuală și le discută între ei, adică nu e niciun caz o discuție între niște adulți. Și practic tot ce înseamnă masculinitate se scoate din acest și tot ce ține și de relații gay normale, cum e relația celor amici, dar și de relațiile hetero, este făcut praf. Adică e un fel așa de amalgam, de
de slime acolo, de mocirlă în care se învârtă toate chestiile astea. Eu speram să fie o experiență plăcută așa de Crăciun, să fie genul ăla de film liniștit, adică funny, cu o intrigă, mă așteptam să fie poate ușor o intrigă romanțioasă, ceva pe acolo, absolut nimic de genul ăsta. Nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut absolut deloc, mi se pare că e o stricare, mai bine nu-l făceau, adică am zis că s-a dorit revenirea acestui Sex and the City, dar mai bine nu-l făceau, nu în halul acesta. Și, da, toate personajele, în loc să se maturizeze și să ne arate niște femei mature care au ajuns la niște chestii și care, da, au putere, au și senzualitate și asta, sunt practic niște fătuci care au luat-o razna. Mă uitam și la asta, cum o cheamă, Miranda, bărbață e aproape surd și de la relația lor pasională pe care o aveau, au ajuns de doar stau seara și mănâncă nu știu ce înghețate iaurturi și pun așa. Nu, e ceva care nu știu. Oricât ai încercat să fii de open mind, nici măcar nu este un film. În niciun caz nu este un film destinat adulților, este un film destinat adolescenților mai spre... Da, pe de altă parte nici ei nu se uită la un film în care vezi niște femei la 50 de ani care se reîntâlnesc și retrăiesc niște chestii. E complet fucked up, ca să spun. Adică mi s-a părut acolo o pierdere de bani și de... ziceți și de atenția publicului. Apoi intriga asta că moare, cum se cheamă, moare Big, apare în o menționare acolo în testament, o fostă soție de-a lui, căreia lui el îi lasă $1,000,000, în fine, cu tot cu impozit, femeie o să mai rămână undeva la 500.000, dar cum izbucnește Carrie în toată chestia asta, mi se pare o izbucnire absolut infantilă. Deci ei nici acum nu i-au trecut chestiile astea legate de gelozie și de lucruri dintre astea aberante, care se presupune că pentru o femeie matură trebuie să fie un pic rezolvate. Adică, bine, și chiar dacă ar mai fi fost ceva între Big și asta, până la urmă omul a murit, da? Tu trăiește-ți suferința și lasă intrigile, adică ea pleacă de nebună și chiar e hotărâtă să-și duce de fapt la biroul acestei tipe să vadă ea exact ce s-a întâmplat, de ce Big îi lasă niște bani, uitând că totuși oamenii au fost căsătoriți și undeva probabil că în îndatorirea lui ca adult i s-a părut normal să o treacă și pe ea în testament. Deci numai chestii puerile, tâmpite, prost gândite, știți cum e? Pare că scenariul e făcut de doi studenți la scenaristică care îți plictisesc ăia corigenții, știi, care fac și școală, le-a zis, hai bă, faceți și voi un scenariu cu niște personaje adulte care deja știau, au ajuns adulte. Deci, îmi pare rău că fac așa un fel de spoiler, se spune, sau așa. Celor care doriți să vă uitați, poate n-ați văzut filmul și doriți să-l vedeți, nu vă uitați cu prea multe așteptări, că nu aveți la ce să vă uitați. Apoi, dezamăgirea care așteptam să o am pe Netflix e cu Emily in Paris. Emily in Paris, apropo de asta, toți cei care vă uitați la acest serial, nu are nici o legătură Emily in Paris cu viața pariziană adevărată. Este un film pur și simplu îmbuxit de clișee și de prejudecăți vis-a-vis de francezi, nu au legătura, este plin de fals, ca idee, ca să poți să stai într-un apartament precum avea domnișorica Emily acolo, înseamnă să ai un job de senior într-o agenție de publicitate mare și să ai niște venituri. Ea este un junior, este o fetiță de 20 și ceva de ani care nu știu de unde până unde își permite să plătească peste 2000 de euro pe un apartament, pentru că ce are acolo nu este chambre de bon, cum se prezintă de la început filmul. Chambre de bon înseamnă o cămăruță extrem de micuță și înghesuită care are maxim 25 de metri pătrați, da, ați auzit bine, așa sunt acele chambre de bon în Paris. Și care, da, alea costă, într-adevăr, poți să prinzi ceva cu 900 de euro pe lună în zona aceea foarte centrală unde stă ea.
dar în niciun caz ce are acolo nu este șambră de bun. Ăla este un studio în toată, pentru care are bucătărie, are o cameră, are baie, are un mini living. Deci nu, ăla este un apartament care în zona aceea puteți să căutați. Voi, cu mânța voastră pe Google, luați adresa, că arată mereu în ce piață stă și puneți să vedeți cât costă acolo să închiriezi un apartament, că sub 2000 de euro nu găsești pe lună. Asta înseamnă că ea câștigă minim 4.000-5.000, ceea ce este complet imposibil pentru job-ul pe care l-are ea. Și dacă vă uitați, toate hainele pe care le poartă ea n-au cum să încapă, că ea acolo, cam cămăruța ei, are un băț pe care sunt un stander pe care sunt atârnate câteva haine, iar ea tot timpul este numai în ținute Dior, Prada și nu mai știu ce are pe ea, în fiecare zi altceva, nu știu dacă ați văzut-o în două episoade consecutive în aceleași haine. Deci, la cum se îmbracă, teoretic are un dressing de încă o dată casa ei și are încă un salariu din care își asigură toate aceste haine. Deci este o mare bășină acest Emily in Paris. Uitați-vă la el doar din perspectiva de fan, de așa, plus că la fel, dacă mă uitam la replicele între ea și acest bucătăraș care chipurile se îndrăgostește de ea, fetelor, serios, niciodată un bărbat nu să vorbească așa. Deci nu mi s-a părut pur și simplu. Deci filmul este de un penibil și este făcut, cred că mai mult așa, ca un fel de filmuleț de Instagram, ușor de înghițit, de către fetele care n-au fost niciodată la Paris sau de fetele care au fost la Paris cu un low cost, au stat undeva pe la marginea Parisului, s-au dus și au făcut poze în față la Dure și la Louis Vuitton, au mâncat un croissant și au făcut, bineînțeles, poză și cum mănâncă croissantul și aia s-a terminat tot și au venit înapoi acasă, au zis, mamă, am fost la Paris, ce mișto a fost, știi? Deci fix chestia asta. Da, nu. Iar continuarea Emily in Paris, episoadele noi, e și mai penibil decât era înainte. Da, chiar stăteam și mă gândeam zilele astea la ce o să mai uit. Dar am găsit și niște filme franțuzești, tot pe Netflix, ceva mai vechi și mai un pic conținut, adică la care ai ce să auzi și ce să vezi. Și cam asta a fi, da, părul meu astăzi s-a și udat că am fost afară și este o vreme... Dacă ar fi fost probabil un pic mai frig, era ninsoare, dar este așa un fel de smiorcăială de iarnă. Bun, asta a fost, să zicem, ca un fel de vlogmas, s-a terminat Crăciunul de acum, dar promit să mai filmez.